Ne salut și bine ai venit pe canalul Virtual Garage Low. În acest episod vom analiza care sunt principalele cauze pentru care se aprinde martorul de presiune prea mică de ulei pe bordul mașinii tale. Uleiul din motor are trei roluri principale. În primul rând, trebuie să lubrifieze componentele în mișcare din interiorul motorului. Aici vorbim despre componente precum axul cu came, vibrochenul, pistoanele, etc. În al doilea rând, uleiul asigură răcirea componentelor din interiorul motorului. Și nu în ultimul rând, uleiul din motor are și un rol de curățare. În cazul în care presiunea uleiului din motor este prea mică, motorul mașinii tale poate suferi daune foarte mari, uneori irreversibile. Așadar, în momentul în care se aprinde marturul de presiune ulei pe bordul mașinii tale, Trebuie să oprești imediat motorul pentru a preveni daune serioase care costă foarte mulți bani. Și acum hai să vedem care sunt principalele cauze pentru care motorul tău are o presiune de ulei prea mică. Cauza numărul 1 este nivelul de ulei prea mic. Dacă nivelul uleiului din motor este prea mic practic lubrifierea componentelor, mai ales pe partea superioară a motorului, nu se va mai face în mod corespunzător. Dat fiind faptul că nivelul este scăzut, nici presiunea uleiului nu va mai fi una potrivită și în cazuri extreme deja se va aprinde și martorul de presiune de ulei pe bordul mașinii tale. Este indicat să verifici în mod regulat nivelul uleiului din motorul mașinii tale. A doua posibilă cauză pentru presiunea prea mică de ulei este uleiul de tip nepotrivit pentru motorul mașinii tale. Dacă folosești un ulei cu vâscozitate nepotrivită, de exemplu, ai un ulei prea subțire care în momentul în care se încăzește motorul devine și mai subțire, poți întâmpina probleme de presiune de ulei. Așadar, tot timpul trebuie să te asiguri că folosești uleiul recomandat de producătorul mașinii tale. De asemenea, nu uita să schimbi în mod regulat uleiul motorului. A treia posibilă cauză pentru care poți avea probleme cu presiunea uleiului este o pompă de ulei defectă. Dacă mașina a rulat foarte mulți kilometri, 200, 300, 400, chiar poate 500 de mii de kilometri, cu siguranță apar anumite uzuri la pompa de ulei. În acest caz practic, pompa nu mai este capabilă să genereze presiunea necesară de ulei. Iar cu cât se încăzește mai mult motorul, cu atât pot să apară aceste probleme de presiune de ulei. De foarte multe ori putem observa faptul că marturul se aprinde în momentul în care motorul este foarte încins și luăm piciorul de pe pedala de accelerație, adică motorul merge la relanti. A patra posibilă cauză pentru probleme de presiune de ulei poate să fie un sort de pompă de ulei înfundat. Mai ales în cazul în care nu schimbăm regulat uleiul din motor, depunerile se pot acumula și pot înfunda sita pompei de ulei. În acest caz, efectiv, pompa nu reușește să tragă suficient ulei din baia de ulei și poți întâmpina probleme cu presiunea de ulei. La al cincelea motiv am grupat mai multe probleme mecanice, de exemplu, uzură la cuzineții vibrochenului, un vibrochen uzat, la fel uzură la axul cu came sau la cuzineții axului cu came. În acest caz, presiunea generată de pompă se poate pierde din cauza uzurii și implicit din cauza jocurilor între axul cu came și cuzineți sau vibrochen și cuzineți. Bineînțeles, uzura prematură a cuzineților poate fi și un efect, nu numai o cauză. Adică, pur și simplu, dacă nu avem o presiune suficientă de ulei, putem să observăm o uzură prematură la axul cu came sau la cuzineții axului cu came, dat fiind faptul că axul cu came este pe partea superioară a motorului, unde ajunge și mai puțin ulei în cazul în care avem o problemă de presiune. Ce facem așadar în cazul în care se aprinde pe bord martorul de presiune de ulei? Așa cum am menționat, în primul rând oprim imediat motorul. După oprirea motorului, așteptăm 10 minute și verificăm nivelul uleiului. În cazul în care nivelul este sub minim, completăm cu ulei și vom încerca din nou să vedem dacă mai apare problema de presiune de ulei. O altă posibilitate este să înlocuim uleiul și filtrul de ulei. Neapărat să folosim ulei de bună calitate și potrivit pentru mașina noastră și să observăm dacă în continuare apare sau nu problema cu presiunea uleiului. În cazul în care problema persistă, trebuie să facem o verificare, folosind un manometru măsurăm efectiv presiunea generată de pompa de ulei. În cazul în care confirmăm că într-adevăr presiunea generată de pompa de ulei este prea mică, va trebui să investigăm care este cauza problemei. În schimb, dacă presiunea măsurată cu manometru este în regulă, va trebui să verificăm și să înlocuim senzorul de presiune ulei. Sau bulbul de ulei, altfel spus. În cazul în care confirmăm că în realitate avem o problemă cu presiunea uleiului, din păcate, urmează o analiză mai detaliată, dar și mai costisitoare, pentru că va trebui să desfacem motorul. Va trebui să demontăm baia de ulei. Să verificăm sorbul pompei de ulei, să verificăm pompa de ulei, să verificăm faptul că nu avem o uzură prea mare la cuzineții vibrochenului sau la vibrochenul propriu-zis. Sper că ți-au fost de folos aceste informații. Dacă da, te invit să dai un like. În cazul în care ai întrebări, sugestii, te rog, scrie-mi le jos în secțiunea de comentarii. Mulțumesc și până data viitoare, drumuri bune!